Frații mei, în timp ce ascultam copilașii cântând în această după-amiază, am avut așa un îndemn în inima mea de la Dumnezeu să vă spun că mă gândeam așa în Sfânta Scriptură încă de la primele pagini, mă gândeam la părinți și la copii. În timp ce ascultam copilașii noștri cum cântau atât de frumos, mă gândeam că mari bărbați ai Bibliei, dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, aproape toți dintre ei și-au pierdut unii dintre copii pentru veșnicie. Gândiți-vă la Adam, gândiți-vă la Avram, gândiți-vă la Isaac, gândiți-vă la David, gândiți-vă la Eli, continuați noastră lista. Copiii noștri nu sunt doar când vin la biserică. Copiii noștri n-au de trecut o săptămână între cele două sabate. Trebuie să avem grijă de ei. Repet, mari bărbați ai Bibliei și-au pierdut copiii pentru veșnicie. Mă gândeam acest pe scaun și ascultând glasurile lor așa de frumoase, mă gândeam să vă întreb dacă v-ați putea lipsi de ei în veșnicie. Gândiți-vă serios. E singura perioadă când putem să facem ceva pentru ei. Și unii dintre cei pe care am amintit și alții pe care noi am amintit, va trebui Domnul să le șteargă din minte faptul că au avut copii vreodată. Pentru că ei în veșnicie nu trebuie. Tema mea din această seară este o temă una dintre cele mai de dorit teme pe care ar trebui să le înțeleagă fiecare adventist de ziua șaptea. Și îmi doresc atât de mult ca această temă să fixeze Dumnezeu în mintea noastră și să lucrăm în vederea ei, să trăim spre împlinirea acestui eveniment. Pentru că am început de ceva timp explicarea evenimentelor finale, cronologia lor și am ajuns așa la un moment dat la evenimentul numit ștergerea păcatelor. Vreau să explic în această ocazie că este diferență între ștergerea păcatelor și iertarea păcatelor. Da? Este diferență între ștergerea păcatelor și iertarea păcatelor. Știți că este diferență? Hai să clarificăm puțin lucrul acesta. Când are loc iertarea păcatului? Și apoi o să studiem pas cu pas din Sfânta Scriptură și din Spiritul Profetic. Când recunoaște păcatul, când îl mărturisim și îl părăsim, Dumnezeu scrie dreptul nostru ce? Iertat. E adevărat? Dumnezeu scrie iertat. Este și șters păcatul când Dumnezeu scrie iertat? Da sau nu? Haideți să începem studiul nostru din Sfânta Scriptură mai întâi. În cartea Exodul, la capitolul 32, de la versetul 30, vreau să citesc. În cartea Exodul, la capitolul 32, este un tablou foarte interesant unde Moise pleacă pe munte și stă de vorbă cu Dumnezeu și poporul nu la foarte multă vreme apostaziază. Și spune cuvântul că și-au făcut un vițel din aur. Și-au zis ei, nu știm ce s-a făcut cu Moise. Omul acela a plecat pe munte, nu știm ce este cu el. Și-au făcut un vițel din aur. Și spune Biblia de la versetul 30, Exod 32, versetul 30, a doua zi Moise a zis poporului, ați făcut un păcat foarte mare. Am să mă sui acum la Domnul, poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru. Ce păcat făcuse poporul? Un vițel
din aur. Spune Biblia, Moise s-a întors la Domnul și a zis, fusese pe munte, a venit la popor și acum s-a întors la Domnul și a zis, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și au făcut un Dumnezeu de aur. Gândiți-vă, frații mei, că Moise merge înaintea lui Dumnezeu și prezintă păcatul poporului într-un mod nominal. Noi avem de obicei să mergem seara la Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, te rugăm frumos să ne ierți de toate păcatele pe care le-am făcut astăzi. Și vreau să vă spun că Dumnezeu așteaptă ca noi să ne rugăm altfel. Păcatele acestea pe care noi le facem și pe care le mărturisim la nivel general nu este în regulă. Dumnezeu așteaptă ca noi să ne mărturisim păcatele în mod nominal. Doamne, te rog să mă ierți că astăzi am făcut un tare lucru specific. Doamne, te rog să mă ierți că am vorbit. Doamne, te rog să mă ierți că am privit. Doamne, te rog să mă ierți că am gândit. Și în felul acesta, noi trebuie să-i spunem lui Dumnezeu ce păcate am făcut, să le conștientizăm. Ca să învățăm prin puterea lui Dumnezeu să nu le mai repetăm. Pentru că noi ne rugăm la general că suntem păcătoși și ne rugăm la Domnul să ne ierte în mod general de păcate pe care noi le-am făcut. Și asta nu e regulă. Moise vine înaintea lui Dumnezeu și spune poporul, nu zice poporul, l-a păcătuit. Așa la general. Zice, poporul și-a făcut un vițel din aur. Ăsta e păcat. Gândiți-vă că oamenii aceia și-au făcut un vițel din aur și Moise zice, poporul a făcut un foarte mare păcat. Noi avem astăzi biserici pline de idoli. Și nimeni nu mai socotește nici păcat, dar mare păcat. Înțelegeți? Și Moise merge la Dumnezeu să ceară iertare. Și zice Biblia așa, iartă-le acum păcatul, zice Moise. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea pe care ai scris-o. Moise știa de la Dumnezeu că în cerul sunt niște cărți. Este o carte de aducere aminte, zice Apocalipsa. Este o carte a vieții, zice Apocalipsa. Este o carte unde se păstrează faptele bune, faptele rele. Este o carte a morții, unde vor fi trecute numele tuturor celor care vor pierde veșnicia. În cerul sunt niște cărți. Și Moise știa că Dumnezeu i-a scris numele în cartea vieții. Și cei care au numele scrise în cartea vieții, când Iisus Hristos va reveni, îi va chema la mântuire pe toți cei care au numele scrise în cartea vieții. Și Moise vine la Dumnezeu și mijlocește spunând, șterge-mă pe mine din cartea vieții, dacă nu îi ierți pe ei. Deci știți că Moise este un prototip al Domnului Iisus Hristos. Moise mijlocește pentru popor, un popor vinovat, cu propria veșnicie. Domnul Iisus Hristos a venit să plătească pentru păcatele noastre, riscând propria veșnicie. În cartea viața lui Iisus se mai zice că Iisus Hristos a venit cu riscul să dea greș și să piardă veșnicie. A fi putut să fie înfrânt și să nu se mai întoarcă în cerul niciodată. Ăsta a fost marele risc pe care și l-a asumat. Unul dintre ele pe care și l-a asumat Domnul Iisus Hristos. Vorbim despre ștergerea păcatului, nu despre iertarea păcatului. În cartea lui Isaia, la capitolul 43, de la versetul 25, citim așa. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Cine are acces la cărți din cerul ca să șteargă? Dumnezeu și atât. Nimeni nu poate să șteargă păcatele decât Dumnezeu. Biblia spune, eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Spuneam mai devreme că este diferență între iertare și ștergerea păcatului. De ce este diferență? De ce nu este unul și același lucru? Haideți să ne gândim puțin. În cartea lui Ezechiel, capitolul 18, zice Biblia, că este posibil ca cineva să pornească pe drumul neprihănirii.
Este posibil ca cineva să pornească pe drumul cu Dumnezeu. Este posibil ca cel care vine la Dumnezeu la un moment dat să-și mărturisească păcatul, să-l regrete, să-l părăsească și Dumnezeu în dreptul numelui Lui în cartea din cerul să scrie iertat. Dar este posibil ca omul acela să nu rămână credincios până la sfârșitul zilelor lui. Este posibil ca omul acela la un moment dat în timpul călătoriei lui creștine să se oprească din drumul spre Dumnezeu, să se întoarcă înapoi în lumea lui și păcatele de care el se bucurase că au fost iertate îi se vor pune înapoi în cont. Zice în cartea lui Ezechiel ca nimeni să nu contrazică cuvântul, nici măcar mintea lui. În cartea lui Ezechiel, capitolul 18, ascultați ce zice Biblia. Sufletul care păcătuiește, versetul 20, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său. Și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Adică fiecare va suferi pentru propriile păcate. Și am zice Biblia așa. Ascultați, frații mei. Dar dacă cel rău, cineva, oricine, se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Deci cine se întoarce după calea rea, la Dumnezeu și păzește legea lui Dumnezeu și face voia lui Dumnezeu, va trăi, nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut, îi se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care trăiește acum. Și acum, versetul 24. Însă, dacă cel neprihănit care și-a mărturisit păcate, care poate le-a părăsit, dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urgiunile celui rău, s-ar putea să trăiască eroarea. Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănire și se întoarce înapoi, s-ar putea să trăiască eroarea? Nu! Ci toată neprihănirea lui va fi uitată pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. Înțelegeți? De aceea nu este important ca noi să ajungem să avem păcatele doar iertate. Ci va trebui să ajungem să ne bucurăm de evenimentul acesta atât de important în istoria poporului lui Dumnezeu și anume de ștergerea păcatelor. În cartea lui Isaia, la capitolul 44, versetul 22, mai este un verset tot la fel ca cel de dinainte. Eu îți șterg fără de legile ca un nou. Cine zice lucrul acesta? Dumnezeu. Eu îți șterg fără de legile ca un nou. Te uiți și vezi norii pe cer și odată dispar și vin o zi senină și frumoasă, m-am păstrat de fapt. Mă uitam, vor 41 de grade. Când am venit de la Beirutul la botez. 41 de grade. Eu șterg fără de legile ca un nor. Cum norul nu se mai vede și rămâne senin, așa șterge Dumnezeu fără de legile. Și păcatele le șterg ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Singurul care are acces acolo ca să șteargă este doar Dumnezeu. Există o carte pe care eu am aici cu mine. Și să știți că nu vă cer să fiți de acord. Este cartea care mie mi-a schimbat viața când aveam 13-14 ani, mi-a dat-o cineva și am citit-o. Se numește Tragedia în veacului lor. Este cartea care mie mi-a schimbat viața. În această carte este un capitol undeva dincolo de jumătate unde se numește, titlul acestui capitol este În fața raportului vieții. Că față în față cu ce ai făcut. Și în acest capitol autoarea zice că cuceritorul cel mai puternic al lumii acesteia nu poate chema înapoi raportul niciunei zile ca să-l modifice. A, ziua de ieri a fost așa și așa, ar trebui să o schimbăm, să aducem înapoi raportul de ieri ca să-l modificăm să fie altfel pentru că stă rău înaintea lui Dumnezeu. Ziua de ieri nu mai poate să fie chemată înapoi. Raportul de el nimeni nu mai poate modifica. Nici cuceritorul cel mai puternic nu poate să cheme înapoi raportul unei zile ca să-l modifice. Mă rog să vă gândiți serios la lucrurile acestea. Singura modalitate prin care se mai poate modifica ceea ce noi am făcut. Singura modalitate prin care se mai poate modifica ceea ce noi am făcut. Rău. La asta mai refer. Este doar regret, mărturisire și părăsire. Regret, mărturisire
și părăsirea păcatului. Și dreptul numelui nostru, acolo Dumnezeu va scrie iertat. Și iertat va sta scris până în ziua când vor fi șterse. Și despre asta o să vorbim imediat. Mai este o trimitere foarte frumoasă, Romani, capitolul 11, versetul 27. Romani, capitolul 11, iată ce spune Apostolul Pavel. Romani 11, versetul 27. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. Aici ștergerea păcatului este un eveniment în viitor. Dumnezeu va șterge păcatele. Știți când se întâmpla în viața poporului Israel ștergerea păcatelor? Zi, frate. Ziua ispășirii. În ziua ispășirii. Cea mai importantă zi din viața poporului Israel. Mergeau ei în fiecare zi la sanctuar. Își mărturiseau păcatele. Se duceau cu mielul. Puneau mâinile pe capul lui. Da? Păcatul era transferat asupra sanctuarului. Rămânea acolo timp de un an de zile. Dar venea ziua când marele preot lua asupra lui păcatele de pe sanctuar și le punea pe capul țapului de Azazel de trimis în pustie. Exact același lucru va face Domnul Iisus Hristos, de aceea suntem îndemnați în repetate rânduri să studiem subiectul sanctuarului, care este atât de important. Mi-am adus cu mine două cărți din care vreau să citesc. Sunt din gama cărților mele de suflet, pe care le port totdeauna le port cu mine. Am o carte care explică Cartea Apocalipsei. Se numește Gânduri despre Cartea Apocalipsei scrisă de Ellen White. La pagina 169, vorbind despre ștergerea păcatelor, Ellen White, profetul lui Dumnezeu, zice așa. Hai să vă spun ceva despre Ellen White. În mod special pentru cei care ne ascultă pe internet. Sunt persoane care sunt puțin supărate sau mai mult supărate, dar gândiți și de ziua 7-a. Pentru că s-o gătesc că pentru ei, Ellen White este un personaj foarte, foarte important. Și vreau să vă spun ceva. Nu vă zic câte mesaje primesc în urma predicilor, nu vă zic câte mesaje și de câte ori trebuie să stau să scriu înapoi despre cei care critică faptul că noi citim sau credem în Ellen White. Există în Sfânta Scriptură, în toată Biblia, o amprentă a lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea în 2 Timotei 3 cu 16:17 toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și așa mai departe. Știți versetul? Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu. Știți cum se vede amprenta lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură? Prin profeție. Amprenta lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură se vede prin profeție. Și am să vă spun. Dumnezeu vine și face o profeție și spune se va întâmpla asta și se întâmplă. Se va întâmpla cealaltă și se întâmplă. Profeții oamenii lui Dumnezeu, Isaia, Ezechiel, Ieremia, profeții mici, sau orice dorim noi, Daniel și mai departe, au spus ce le-a zis Dumnezeu să spună că se va întâmpla și s-a întâmplat. Profețiile din Sfânta Scriptură sunt unele dintre ele condiționate. Ce înseamnă condiționate? Se pot împlini sau se pot anula în funcție de decizia pe care o ia omul în urma profeției făcute. Vă dau un exemplu. Vine Dumnezeu la Iona și zice te duci în orașul Ninive, cetatea Ninive, era capitala Asiriei. Marele imperiu pe vremea aceea. După Egipt, cel mai mare imperiu a fost Asiria. Te duci în Ninive și le spui așa. A hotărât Dumnezeu că nu mai aveți decât 40 de zile de trăit. Atât. Și numărați de acum. 39, 38, 37 și luați-o în jos. Când ați ajuns la ultima zi, să știți că în următoarea zi muriți toți. La fel cum puteți să citiți în Geneza 19 că a venit foc din cer și a fost distrus în Sodoma și Gomora pe același principiu al nelegiuirii care a apuntat. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Și ăsta a fost mesajul pe care a trebuit să-l ducă Iona. Și a trebuit să meargă dintr-o parte a orașului până în cealaltă și să strige pe străzi atât.
încă 40 de zile și în tine va fi nimicit. Când a auzit împăratul că Dumnezeu va nimici orașul și a chemat sfetnicii, s-au sfătuit și au făcut ceva. Au postit. Au postit. N-au mâncat. Le era foame, dar n-au mâncat. Că moartea e mai dureroasă ca foamea. N-au mâncat. N-au băut apă. S-au rugat. Și-au schimbat viața. Și Dumnezeu, pedeapsa pe care o hotărâse, a anulat. Pentru că, de fapt, Dumnezeu nu-și dorea să-i pedepsească, ci să ierte, să-i schimbe. Ce este trist este că dacă vei citi istoria orașului Ninive, vezi descoperi că pocăința aia n-a anulat mult. S-au întors înapoi la viața lor stricată. Și Ninive, în final, a fost nimicit. Este o profeție condiționată. Sunt profeții care Dumnezeu le face astfel încât oamenii să ia aminte să se schimbe, dacă vor. Amintiți-vă un alt tablou din Sfânta Scriptură. Vine Ieremia și vorbește din partea lui Dumnezeu poporului și spune: v-ați abătut mult de la Domnul. Ați părăsit poruncile Domnului. Nu mai faceți voare Dumnezeu de mult. Ați început să vă închinați la idol cu toții la fel ca neamurile. De aceea o să vină babilonienii peste voi și o să vă subjuge. Care e mesajul cerului? Supuneți-vă babilonienilor. Aveți nevoie de un timp de smerenie drastică. Supuneți-vă babilonienilor. Noi să ne supunem. Noi, poporul lui Dumnezeu, să ne supunem la niște netăiați împrejur. Nici vorbă. Și nu s-au supus. Și Ieremia i-a avertizat odată, de două, de trei, toată cartea lui Ieremia. Ba încă mai este încă o carte deschisă numită Plângerea lui Ieremia. Plângând că poporul nu se schimbă. Și a venit o zi. În oștile Babilonului au intrat în Ierusalim. Și i-a nimicit. I-a spulberat. L-a prins pe împărat viu. L-a dus în Babilon. Și primul lucru pe care l-a făcut, i-a spus ochii. După ce, înainte să-i scoată ochii, i-a înjunghiat cei 10 copii înaintea lui, înaintea ochilor lui, ca să fie ultima scenă care va rămâne pe retină și în minte. Și apoi i-a spus ochii, ca să rămână ori. Și împăratul Babilonului a dat poruncă. Vedeți că Ieremia, profetul lor, este închis în temniță. N-au vrut să asculte glasul Domnului. De aceea m-a trimis Domnul să-i pedepsesc. Duceți-vă și dați-i Domnului Ieremia. S-a împlinit profeția. Noi stăm astăzi de la biserică și socotim că tot așa va fi mereu. Cald, frumos, vară, iarnă, mergem. Dragii mei, va veni o zi când totul se va termina. Și vreau să știți că se va termina mai curând decât vă trece prin minte. Se va termina mai curând decât credeți. Mult mai curând. Care este tema noastră? Ștergerea păcatului. Ce zice Ellen White în cartea când vedeți pe cartea Apocalipsa, pagina 169? Ascultați un pasaj extraordinar de frumos. Când păcatul a fost regretat, mărturisit și părăsit, atunci este scris în dreptul numelui păcătosului, atunci este scris iertare în dreptul numelui păcătosului. Dar păcatele lui nu sunt șterse înainte de judecata de cercetare. Când păcatul este regretat, mărturisit și părăsit, în dreptul numelui nostru în cerul se scrie iertat. Dumnezeu nu te mai socotește vinovat. Dar el nu este șters. Pentru că este posibil ca până la sfârșitul zilelor tale să te întorci înapoi. De aceea rămâne acolo scris iertat. Nu mai ești învinovățit niciodată de el. Dacă nu te întorci înapoi la păcatul de care ai fost iertat, va veni ziua când păcatul va fi și șters. Ascultați. La pagina 171, în aceeași carte, când despre cartea Apocalipsa. Zice așa. Spusesem de profeți și de profeții. Ellen White este profetul Bisericii Adventiste de ziua 7.
Vă rog pe cei care urmăriți pe internet să nu citiți doar pe internet pe cei care își dau cu părerea despre ce nu știu. Astăzi, mulți își umplu gura cu cuvinte și spun ce nu știu. Chiar nu știu. Citiți măcar o singură carte de-a profetului Ellen White, ca să vedeți cine este Ellen White. Și de ce Biserica Adventistă de ziua 7-a o să o putește profetului Dumnezeu la vremea sfârșitului. Citiți măcar cartea Tragedia Veacului, această carte, care este aici. Și să vedeți dacă a scris vreodată vreun om ca omul acesta. Nu degeaba, Ellen White este între primii 5 autori cei mai importanți ai lumii. Statistica nu este făcută de adventiști de ziua 7, că nu are nicio valoare. Este făcută de oamenii mari ai lumii acestea, care au pus ierarhii pe cei mai importanți scriitori ai lumii. Ellen White este în primii 5 ai lumii. Acum, Iisus este în templul Său Sfânt. Acolo. Și va primi acum jertfele, rugăciunile și mărturisirile greșelilor și păcatelor noastre. Și va ierta toate nelegiuirile lui Israel, ca ele să poată fi șterse înainte ca El să părăsească sanctuarul. Unde este Iisus? În sanctuar. Ce face El? Așteaptă ca noi acum să ne mărturisim păcatele. Ca ele, înainte ca El să plece din sanctuar, să le și șteargă. Și o să vă spun imediat de ce este atât de importantă ștergerea păcatului. Când Iisus părăsește sanctuarul, atunci cei ce sunt sfinți și drepți vor rămâne așa și mai departe. Pentru că toate păcatelor vor fi șterse și sigilați cu sigiliul Fiului Dumnezeu. Deja descoperim care este următorul eveniment după ștergerea păcatelor. Sigilarea. Dumnezeu își va sigila poporul. Există în profeții mici un profet numit Zaharia. În Zaharia, capitolul 3, dacă vei citi primele versete, acolo veți descoperi un tablou extraordinar al ștergerii păcatelor din viața poporului lui Dumnezeu. Mai știți un pasaj de la pagina 178. Tot în aceeași carte. Satan a prezentat poporul ales și credincios al lui Dumnezeu drept, corupt și plin de păcate. Așa a prezentat Satana poporul Dumnezeu. El ar putea prezenta amănunțit păcatele de care s-au făcut vinovați. Întrebare. Are Satana dreptate sau nu are? Are. Satana poate să prezintă într-un mod amănunțit toate păcatele pe care tu le-ai făcut de-a lungul vieții. Le știe pe toate. Și le-a notat și el, nu doar cerul. Ascultați. Nu a pus el însuși întreaga confederație a răului ca să-i conducă prin viclenie în chiar aceste păcate? Nu și-a pus el demonii la lucru ca să-i determine pe oameni să facă acele păcate? Dar ei s-au pocăit. Au acceptat neprihănirea lui Hristos. De aceea ei stau înaintea lui Dumnezeu îmbrăcați cu hainele neprihănirii lui Hristos. Și el a zis celor ce stăteau înaintea lui: dezbrăcați-l de hainele murdare, scrie Zaharia. Ce reprezintă hainele murdare în Zaharia? Zice, dezbrăcați-l de hainele murdare. Că Iosua stătea în picioare în fața îngerului și o voce a zis, dezbrăcați-l de hainele murdare. Ce reprezintă hainele murdare? Care păcate? Care? Iertate. Dezbrăcarea hainei reprezintă ștergerea păcatelor iertate. Despre asta vorbește Zaharia 3. Dumnezeu va șterge păcatele iertate. Pe cele neiertate nu le va șterge, vor rămâne în cărțile din ceruri. Iar în ziua judecății, apropo, știți că mântuiții vor sta în cerul 1000 de ani. Nu așa? După ce va veni Iisus, mântuiții vor pleca la cer și nelegiuiții vor rămâne morți 1000 de ani. În 1000 de ani vom ști de ce unii n-au fost mântuiți. În 1000 de ani vom înțelege care au fost păcatele ascunse, păcatele favorite, păcatele îndrăgite pentru care oamenii și-au pierdut veșnicia. Că de-aia are loc judecata celor nelegiuiți în 1000 de ani. Astăzi are loc judecata prea atentă, adică înaintea venirii lui Hristos, a tuturor celor care au intrat vreodată în serviciul lui Dumnezeu, adică a voastră, a mea, a noastră, a tuturor.
ce va veni Iisus Hristos? Deci Apocalipsa, capitolul 20. Când cei mântuiți vor pleca la cer, pe mileniu, mii de ani, vor fi judecați cei care și-au pierdut veșnicia. Dar întrebarea se pune, de ce vor fi judecați dacă tot și-au pierdut veșnicia? Pentru ca să se stabilească ce pedeapsă vor primi înainte să moară veșnic. Nu doar se va muri veșnic. Am un prieten care vine la biserică, nu-și propune niciodată să ajungă să fie mântuit. Nu crede niciodată că va fi mântuit. A venit mereu la biserică. Și zice, știi ce? Îmi place foarte mult, zice, că la voi e așa. Pentru păcatele pe care le-ai făcut va trebui să mori. De aceea eu știu că nu voi fi mântuit, de aceea mă străduiesc să fac mai puține păcate ca să supăr mai puțin. Înainte să mor definitiv. Interesant. Să suferi mai puțin înainte să mor de moartea a doua. Pe care vorbește Apocalipsa. Interesantă gândire. Vei spune, dar e mai ușor să te pocăiești. Bine, vină la Domnul. Domnul te iubește, îți dă putere, părăsești nimicurile astea din viață, că să știți că suntem îndrăgostiți numai de nimicuri. Gândiți-vă la Sfânta Scriptură și la oamenii care și-au pierdut mântuirea. Pentru ce și-au pierdut mântuirea? Și o să descoperi. Unii și-au pierdut mântuirea pentru care. Alții și-au pierdut mântuirea pentru femei, alții pentru bărbați, alții pentru ochi, alții pentru urechi, alții... Știți ce zic, nu? Le-au plăcut să vadă, le-au plăcut să audă. Uitați-vă pentru ce își pierd mântuirea oamenii astăzi. Pentru veșnicie să-ți pierzi mântuirea. Să nu ai parte să fii cu Dumnezeu. Pentru un temie ce păcat. Dar ei s-au pocăit. Și atunci el a zis celor ce stau înaintea lui, dezbrăcați-vă de hainele murdare. Apoi a zis, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Orice păcat de care s-au făcut vinovați a fost uitat. Ei stau înaintea lui Dumnezeu ca aleși drepți, nevinovați, desăvârșiți, ca și cum niciodată n-ar fi. Când Dumnezeu șterge păcatele, abia atunci vom fi socotiți ca și cum n-am păcătuit niciodată. Și am impresia că nici nu realizăm cât de important este evenimentul acesta. Ștergerea păcatului. E mai mult decât iertarea păcatului. Când Dumnezeu îl șterge, atunci Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de el. Și atunci vom fi socotiți ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. Mă să vă spun ceva. Gândiți-vă că în cerul va trebui să întâlnească să-i luăm pe ei, că e mai ușor decât să ne luăm pe noi în discuție. Gândiți-vă că în cerul va trebui să întâlnească David și cu Urie editul. Știți ce zic? David i-a luat nevasta lui Urie și apoi l-a ucis cu sabia. Trebuie să întâlnească în cerul. Gândiți-vă că în cerul va trebui să întâlnească Isaia cu Manase. Împăratul lui Isaia, Manase, care a durat de 50 de ani ca un nelegiuit și care la final a pus viața unei dintre cei mai mari profeți pe care le-a în Vechiul Testament. A zis, nu mai poate să trăiască Isaia să mă împuște pe mine pentru păcatele pe care le fac. Puneți mâna pe el! Și Isaia a fugit. Unde? Nu se fuge. Nu avea buncă. A fugit în pădure. Și Manase a plecat cu armata după el. Și a înjurat pădurea. Și s-au tot apropiat până când n-a fost de câte aici scorbura asta. Tăiați copacul. Și până a tăiat copacul și a căzut. Jumătate din trup a căzut în copacul căzut. Și jumătate din trup a rămas încăzat în copacul tăiat. Așa a murit Isaia. Numai că Manase puțin mai târziu s-a pocăit. Schimba viața. Și vor trebui să întâlnească în cerul. Cum se vor întâlni la masa aceea din cerul și o să stea Isaia și Manase? Când ăsta l-a tăiat pe sărat. Știți ce zic? Cum se va întâlni acolo Urie cu David când Urie a fost ucis din porunca lui David și mai devreme a luat nevasta? Cum se vor întâlni acolo? Doar dacă păcatele au fost regretate, mărturisite și părăsite și Dumnezeu le-a șters. Și
Și am vrea să vă arăt ultimul pasaj extraordinar pe care îl scrie Levan în tragedia Viaclor. Să vedeți cât de important este evenimentul ștergerea păcatelor. Ia uitați. În tragedia Viaclor este ultimul pasaj și închei. La pagina 548. Uitați ce spune inspirația. 548. În timpul strâmtorării, la vremea sfârșitului, dacă poporul lui Dumnezeu ar mai avea păcate nemărturisite care să le vină în minte, pe când sunt chinuiți de groază și teamă, ar fi copleșiți. Disperarea le-ar nimici credința și n-ar mai avea încredere în a lupta cu Dumnezeu pentru eliberare. Dacă în vremea sfârșitului ar mai fi păcate care să le vină în minte, pe care să le facem, în care să trăim, disperarea le-ar nimici credința. Dar fiți atenți, frații mei. Da. Deși au un simț adânc al nevredniciei, ei nu mai au păcate ascunse sau nemărturisite. Păcatele lor au mers înainte la judecată și au fost șterse. Iar ei nu și le mai pot reaminti. Când păcatele au ajuns să fie șterse, se va întâlni David cu Urie, pentru că nu și-o mai aduce aminte de păcatele pe care le-au făcut. Pentru că Dumnezeu l-a șters. Când se va întâlni Manase cu Isaia, vor putea să stea împreună în cer, pentru că nu și-o mai aduce aminte de păcatele pe care le-au făcut. Mai mult decât atât, când tu și cu mine vei ajunge în cer, vei putea să stai în prezența lui Dumnezeu. Pentru că nu o să-i mai aduce aminte de păcatele cu care l-ai întristat pe Dumnezeu toată viața. Pentru că El le-a iertat și le-a șters. Și când le-a șters din mintea noastră, în timpul sănătorării, nu ne le mai putem reaminti. Satana vine și spune că am făcut asta, că am făcut aia, că am făcut aia, că am făcut aia, că am făcut aia. Și El știe că noi am făcut acele lucruri. Dar noi nu ne mai amintim. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu le șterge din cărțile de sus, le șterge și din mintea noastră. Și atunci putem să intrăm pe porții cetate. Pentru că nu ne mai aducem aminte că am fost hoți, tâlhari, curvari, bețivi, etc. Dumnezeu a iertat, a uitat, a șters și ne socotește ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. Este evenimentul pe care ar trebui să ne dorim atât de mult. Și când Iisus a venit, îi va duce în împărăția Lui, să știți, pe toți cei care au ajuns aici. Domnul să ne ajute. Să ne facă parte de ziua aceea. Să nu socotim niciun păcat mai drag ca Iisus. Să nu socotim ceva ce trebuie să lăsăm în viața noastră. Să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Să trăim pentru El. Să-L iubim. Să le mărturisim. Să le părăsim. Să le regretăm. Să ne fie scârbă de ele. Și să-L iubim pe Cel care și-a dat viața pentru noi. Ca să ne șteargă trecutul.